S-a deschis cel mai nou parc din municipiul Cluj-Napoca, denumit Pădurea Clujenilor sau Parcul Tineretului. Cu o suprafață de 21 ha mai mare decât cea a Parcului Central Simion Bărnuțiu, Pădurea Clujenilor este situată pe Bulevardul Muncii, în zona cartierului Iris. Parcul este unul recreativ, un loc unde clujenii își pot petrece timpul liber conectându-se cu natura, un loc unde copiii se pot juca în voie fără să fie perturbați de hărmălaia orașului, un loc unde bicicleta este cel mai bun mijloc de transport. Amenajarea parcului a presupus crearea mai multor zone distincte care să acopere o gamă largă de posibilități de recreere. Zona de belvedere. Zone de interes cu mobilier urban. Zona de grădină urbană. Zona cu facilități sportive cu instalație de tip tiroliană pe un traseu de aproximativ 200 de metri lungime. În parc predomină zonele acoperite cu vegetație, plantații pentru stabilizarea solului, masive de arbori, zone de poiană și zona de taluzuri cu arbuști târători, graminee decorative și arbuști decorativi. Cei peste 1500 arbori și 30.000 puieți plantați în cadrul parcului au un rol deosebit în peisajul parcului. Parcul dispune de facilități pentru persoane cu dizabilități, locuri de parcare și iluminat nocturn în parcări și pe aleea principală. De asemenea, sunt prevăzute și parcări pentru biciclete și stații de încărcare pentru biciclete și trotinete electrice. Amenajarea de noi spații verzi reprezintă o prioritate a municipalității. Până în 2030 ne-am propus plantarea peste 100.000 arbori, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, crearea și extinderea zonelor verzi în oraș, 190 ha și amenajarea de coridoare verzi albastre în concordanță cu Direcția Verde Europeană, a declarat edilul Emil Boc.